Foarte, foarte pe scurt, că nu mai pot și nu mai pot, adică nu pot să mă mai refer la acest subiect, pseudo-subiect, cu protestatarii, nu mai pot, că nu mai pot, de ce nu mai pot, că lumea sigur că se uită la televizor, adică se uită lumea la televizor, ia mă, să vedem, știi? Da, în realitate, prieteni, nu dă nimeni doi bani pe treaba asta, nu... Tot sunt amenințat, avertizat, atenționat, nu mai zic înjurat, calomniat, nu, astea de... Nu, da? O să-ți pierzi telespectatorii. I-am numărat aseară pe telespectatori. I-am numărat că am primit audiențele. Băi, și cică, telespectatorii sunt cu mine. Am fost și lider de piață pe o parte din emisiune, pe o bucată din emisiune. Păi, la concurență cu chiloțăresele și cu prieteni, deci... Păi, da? Păi, prietene, am concurat cu Leo. Exact, vorba ta. Păi, să concurezi cu Leo de la Strehaia și să câștigi măcar o parte. Mi se pare tare. Nu? Exact. Până la urmă, nu mai suport tensiunea. I-a dat mașina sau nu i-a dat mașina? Hă? Și, sfârșit. Nu mai, adică pe cuvânt, chiar nu mai pot să suport suspansul. Bun. Deci am fost chiar lider de piață și mă gândeam, bă, zic, cum mi-am pierdut eu telespectatorii, mă, ia uite, dar pare că telespectatorii sunt cu mine, ceea ce, desigur, le mulțumesc. Deci, telespectatorii mei, ca să zic așa, nu m-au abandonat văzând că ce? Că mă apăr împotriva unui val, unui hârdău de dejecții deversat în fiecare secundă la mine în cap? Adică, da, nu cred că m-au abandonat telespectatorii pentru asta. Cred că dimpotrivă. Cred că telespectatorii mei au înțeles foarte bine despre ce e vorba și cred că au zis, Badea, dă-le un goarnă până obosești. Doar că eu, ce să vezi, nu obosesc. Nu obosesc, dar mă satur așa, adică... Știu. Nu e bine din cauza unora care înjură, care calomniază, care produc niște manipulări absolut odioase, nu e bine, într-adevăr, și nici recomandabil să generalizezi, să zici, bă, ăia din piață, nu știu ce. Haideți să vorbim foarte pe scurt și după aia vorbim despre niște proteste pe bune care au avut loc astăzi, de exemplu. Așa, mic, pe nu le-a băgat nimeni în seamă pe alea. De ce oare? Nimeni. Adică nu la televizor au fost, la presa, care să vină presa și să le aducem lesa sau să le scoatem lesa sau nu știu cum era căcănărie aia de la protestatari. S-a dat în presă. Pe net însă n-a făcut furor. Pe net. Faptul că niște mii de oameni au protestat astăzi nu era în legătură cu proiectul Roșia Montană. O, era în legătură cu niște lucruri care îi priveau foarte nasol. Știi? Păi nu i-a băgat nimeni în seamă dintre deontologii, dintre principialii, dintre tinerii frumoși și liberi. S-a dat nimeni cu curul de pământ. Mă dau eu. Atenție!